Tragedie pe o șosea din Constanța. Două prietene de 21 și 28 de ani au murit în mașina lor, care a fost lovită de un șofer băut și împinsă în fața unui camion. 6 medici și mai mulți angajați de la spitalul din Rădăuți sunt audiați în aceste momente la DNA Suceava. Sunt bănuiți că ar fi luat șpagă. Primarul general al Bucureștiului, Nicu Șordan, caută susținerea partidelor pentru organizarea unui referendum. Ar putea primi sprijin inclusiv de la guvern, care vrea să adauge o temă. Autoritățile au amânat din nou calcularea impozitelor în funcție de valoarea locuințelor. Acestea ar putea fi introduse din ianuarie 2026. Și experiența absurdă pentru o studentă de 22 de ani a fost reținută de poliție după ce a aruncat la gunoi o imprimantă mobilă pierdută de agenții care au sancționat. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Un bărbat pe care surse din poliție îl prezintă drept fost luptător în legiunea străină este acuzat că a provocat un cumplit accident în care au murit două fete. Tragedia a avut loc între Agigea și Techirghiol în Constanța. Șoferul vinovat avea o alcoolemie de peste 1 conform aparatului cu care a fost testat imediat după accident. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Aceste secvențe au fost filmate la câteva minute după accident, în timp ce militarii de la descarcerare lucrează să o scoată din mașina zdrobită pe șoferița de 21 de ani. Paramedicii SMURD încearcă să o resusciteze direct pe asfalt pe prietena ei cu 7 ani mai mare. Rezemat de ambulanță este șoferul bănuit că a provocat tragedia. În acel moment ar fi avut o alcoolemie de 1,07, au precizat surse din poliție. Ce s-a întâmplat? Maria și Alexandra se îndreptau aseară spre Eforie. Maria se oferise să o ducă acasă pe Alexandra după mai multe ore petrecute împreună. Șoferul băut, un bărbat de 47 de ani, mergea în aceeași direcție cu ele și, la un moment dat, le-a izbit în spate, așa cum se vede în această reconstituire grafică a accidentului. În urma impactului, autoturismul de culoare gri închis, condus de bărbat, ajunge în afara drumului după ce se rotește 180 de grade, iar mașina fetelor este împinsă pe contrasens. Acolo este lovită în plin de un camion care făcea parte din coloana unui transport agabaritic de piese pentru instalațiile eoliene. Niciuna dintre fete nu a supraviețuit loviturii. Se ducea să ducă o fată acasă. M-a luat până de la urgență. Și se ducea înapoi și mă întorc înapoi să duc cu fata și vin înapoi acasă. Beat fiind șoferul, cu lumina aprinse, a intrat frontal. Și a omorât și pe două. Și prietena lui, ei și fata. Șoferul care a provocat accidentul a fost reținut și în urmă cu două ore a fost dus în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă. De ce v-ați urcat băut la volan? Știți că ați curmat două vieți. La audieri, șoferul care a provocat accidentul a declarat că îi pare rău pentru ceea ce a făcut. El este cercetat pentru ucidere din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice. Pedeapsa maximă pe care o poate primi este de 7 ani de închisoare. Surse din poliție spun că în trecut bărbatul care a provocat accidentul a fost luptător în legiunea străină. 6 medici și mai mulți angajați din zona administrativă a spitalului din Rădăuți sunt audiați la această oră la DNA Suceava într-un dosar de corupție. Sunt bănuiți că ar fi implicați în trucarea unor concursuri pentru angajarea unor brancardieri și infirmieri. Elena Bejinaru urmărește acest caz. Bună seara, Elena! Bună seara, Andreea, bun găsit, doamnelor și domnilor. Faptele de care sunt acuzați doctorii și ceilalți angajați ai spitalului din Rădăuți s-ar fi petrecut în ultimul an, ne-au precizat reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție. Printre cei care ar fi vizați de anchetă se numără și un fost director al spitalului, dar și actualul director medical. Medicii care au fost aduși la audieri făceau parte din comisiile concursurilor de angajare. Ei ar fi suspectați de faptul că ar fi luat șpagă de la unii dintre candidații. Audierile au loc la sediul DNA Suceava, după ce timp de 11 ore la spitalul din Rădăuți s-au făcut percheziții. Procurorii au ieșit din unitatea medicală cu mii de documente pe care le-au ridicat din cabinetele medicilor, dar și din birourile de resurse umane, achiziții publice și contabilitate. Potrivit unor surse din spital, nu este exclus ca procurorii să fi primit reclamații și cu privire la doctorii care ar fi luat mită pentru actul medical. În acest sens au fost făcute verificări inclusiv în vestiarele personalului medical. Deocamdată acestea au fost informațiile, Andreea. Mulțumesc, Elena! Tot mai mulți români se întorc în țară din străinătate și sunt interesați de cursuri de limba română pentru copiii lor. Ce pot face, aflați în câteva momente.
Bucureștenii ar putea fi așteptați la urne pe 24 noiembrie și pentru un referendum local. Nicu Șordan a obținut susținerea celor din USR și PNL pentru a organiza o consultare referitoare la împărțirea banilor între Primăria Generală și cele de sector, dar și pentru avizele de construcție. Surse politice susțin că și Marcel Ciolacu ar fi de acord cu planul lui Nicu Șordan, dar guvernul ar vrea să mai propună o temă. Primarul general al capitalei, Nicu Șordan, a convocat o ședință a Consiliului General al Municipiului București care să decidă dacă va fi organizat un referendum local. Pentru a putea obține numărul necesar de consilieri care să susțină organizarea referendumului, Nicu Șordan caută susținerea partidelor. Prima întâlnire a avut-o cu Nicolae Ciucă. Am convenit că membrii Consiliului General din partea Partidului Național Liberal vor susține și vor vota pentru acest referendum. Și președinta USR, Elena Lasconi, s-a arătat entuziasmată de inițiativa lui Nicu Șordan. Lasconi a fost de acord să semneze și o listă de modificări legislative prin care Bucureștiul să poată face împrumuturi mai mari. Împărțirea banilor din taxe și impozite să o decidă Consiliul General, nu Parlamentul, și, de asemenea, pentru urbanism să existe reguli mult mai dure. Îl susțin pe Nicu Șordan. USR îl susține pe Nicu Șordan în demersurile lui. Noi suntem pentru funcționarea statului de drept, pentru triumful legii. Surse politice susțin că și Marcel Ciolacu ar fi de acord cu organizarea referendumului propus de Nicu Șordan, însă cu o condiție, și guvernul să propună o întrebare despre bunăstarea bucureștenilor. Deocamdată, propunerea de referendum a lui Nicu Șordan conține două întrebări. Prima se referă la modul în care vor fi împărțiți banii între Primăria Generală și cele 6 primării de sector. De aproape 20 de ani, primarii generali ai capitalei, spune Nicu Șordan, au fost nevoiți să ceară bani de la guvern, pentru că niciodată nu au fost de ajuns. De pildă, anul trecut, din cele 6 miliarde de lei primite, 3 au mers pentru subvenții la termoficare și transport public, în timp ce sectoarele au primit adunat 9 miliarde. În loc ca Parlamentul, care nu are imaginea de detaliu a Bucureștiului, să spună dăm atât la sută la primărie, atât la sută la primărie de sector, această împărțire să o facă Consiliul General. În prezent, banii din impozitele pe clădiri și mașini, amenzile și taxele pentru reclame merg către primăriile de sector, iar Primăria Generală primește o cotă din impozitul pe venit plătit de firme. În al doilea rând, bucureștenii ar trebui să răspundă dacă sunt de acord ca primarul general să fie singurul care poate elibera autorizațiile de construcție. Principala problema noastră este traficul și el este în mod evident cauzat de modul în care s-a construit în București în acești 20 de ani. Indiferent de cine emite autorizațiile, capitala nu poate ajunge un oraș unitar fără un plan urbanistic general actualizat, cred specialiștii. Momentan este în lucru. Dacă nu ai PUG-ul, care este singura formă legală de a coordona un oraș, inclusiv o capitală de asemenea gabarit, nu faci nimic. Nicu Șordan se va întâlni și cu alți lideri de partid pentru negocieri în zilele următoare. Ministerul Finanțelor amână din nou cu un an noua modalitate de calcul a impozitelor pe locuințe. Astfel, abia din ianuarie 2026 ar urma să plătim impozite în funcție de valoarea casei, ora apartamentului și de evoluția pieței imobiliare. Ministerul Finanțelor lucrează și la un nou portal numit E-Proprietatea, pentru care oferă asistență tehnică și Banca Mondială. Până acum nu a fost stabilită noua formulă de calcul, însă impozitele pentru locuințe vor crește cel puțin pentru o parte din proprietari. O studentă de 22 de ani din București trăiește de câteva zile un coșmar. A fost reținută de poliție după ce a făcut greșeala să arunce la gunoi o imprimantă mobilă. Dispozitivul fusese pierdut de un echipaj rutier care o sancționase în aceeași zi pe tânără pentru niște folii neomologate puse pe geamurile mașinii. Chiar și prietenii și părinții fetei s-au trezit percheziționați de trupele speciale. Toată povestea a început în această intersecție din sectorul 2. Joia trecută, un echipaj de la brigada rutieră a oprit în trafic și sancționat o șoferiță. Procesul verbal a fost printat la fața locului cu ajutorul unei imprimante mobile pe care agentul care o avea în grijă a lăsat-o pe plafonul mașinii și a uitat-o acolo. În momentul în care echipajul s-a pus în mișcare, imprimanta a căzut pe carosabil. De acolo a fost ridicată tocmai de șoferița care fusese amendată.
În loc să o predea poliției, studenta ar fi aruncat-o într-o pubelă. Polițiștii și-au dat seama că au pierdut imprimanta și s-au întors la fața locului. Cum nu au găsit-o, au studiat imaginile surprinse de o cameră de supraveghere și au descoperit la cine ar putea fi. Prima dată i-a pus drug test, a văzut că n-a ieșit și probabil că s-au enervat foarte tare că trebuie să găsească ceva. Ea implora plângând o jumătate de oră. Domnule, nu lua talonul, nu e mașina mea, nu știu dacă e are folie, nu știu. M-a sunat plângând, tati, uite, m-a oprit, mi-a făcut așa, mi-au dat 15 milioane amendă. Când a aflat că ar putea fi acuzată de însușirea unui bun găsit, infracțiune pedepsită cu până la 3 luni de închisoare sau amendă, tânăra a încercat să-și repare greșeala și s-a întors cu prietenii să caute imprimanta. Vineri am căutat-o, am căutat-o și joi, dar și vineri. Nu mai există nici pubela cu totul care am aruncat. Într-o pubelă. Da, într-o pubelă de construcție, aceea mare. Între timp, polițiștii au deschis fetei un dosar penal și au reținut-o 24 de ore sub acuzația de furt. Cu siguranță este un abuz. Nu este o faptă de natură penală, sau cel puțin dacă se va dovedi că este o faptă de natură penală, cu siguranță nu este fapta descrisă de 228, respectiv furtul. Recomandarea mea va fi să ne îndreptăm împotriva organului de cercetare penală. Reținerea fetei a venit la pachet și cu două mandate de percheziție la domiciliul părinților, dar și în apartamentul din București, unde ea stă cu chirie. Mandat de percheziție, mi-au răscolit toată casa că bunul acela este la noi. Fata ne-a spus clar, nu este la noi, l-a luat și l-a aruncat. Imprimanta pierdută valorează, spun polițiștii, 2751 de lei. Poliția rutieră o folosește de puțin timp la printarea proceselor verbale. Contactați de știrile Pro TV pentru un punct de vedere, reprezentanții Poliției Capitale au precizat că polițiștii care au pierdut imprimanta sunt verificați intern. Tânăra acuzată de furt va rămâne în această noapte după gratii. Tot mai mulți părinți plecați la muncă peste graniță caută cursuri de limba română pentru copiilor. Cei care se pregătesc să revină în țară se gândesc că astfel cei mici se vor integra mai ușor în școlile de la noi. Și centrele de meditații încep să primească solicitări de la românii care s-au întors deja. În Timiș, de pildă, numai în ultimele 3 luni au fost depuse aproape 200 de cereri de echivalare a diplomelor pentru elevi veniți din diaspora. Cristian Marinescu a locuit timp de 20 de ani în Italia. Anul acesta s-a decis să revină în țară împreună cu toată familia. Fica lui, în vârstă de 12 ani, se va înscrie la o școală din Timișoara. O să vedem la ce nivel este când începe școala. Că dacă nu se descurcă, normal că o să fie nevoie și de meditație. Sincer, poate mai bine, pentru că am vorbit română de când m-a născut. Și Carmen s-a întors în țară în urmă cu un an, după ce a stat 20 de ani în Irak. Fica ei, născută acolo, este acum elevă la o școală din Timișoara. Tânăra a vorbit numai arabă și engleză, iar la revenirea în țară a făcut meditații la limba română. Eu înțeleg română, dar a fost foarte greu să vorbesc. N-am știut cum să vorbesc, n-am știut gramatică sau vocabularul bine. E greu să faci trecerea asta directă într-o lună, să te reinventezi. Potrivit Institutului Național de Statistică, numărul românilor care revin în țară crește de la an la an. Motivele, spun specialiștii, sunt în general fie economice, fie legate de instabilitatea politică a zonelor de unde conaționalii noștri se întorc. În multe cazuri există și dorința părinților ca cei mici să nu-și uite rădăcinile. În acest context, Ministerul Educației și cel de externe au lansat un program prin care copiii din diaspora se pot înscrie la cursuri gratuite de limba română. În ultimii 3 ani, să spunem, cursul s-a deschis și pentru comunitățile școlare de români din Franța și din Germania. Posibilitatea ca la un moment dat familia în întregul ei să se întoarcă în țară și atunci desigur că integrarea în sistemul românesc este mai facilă. Spania este țara cu cele mai multe școli incluse în program, urmată de Italia. În anul școlar anterior, aproximativ 4.000 de elevi din peste 140 de școli și-au arătat dorința de a studia cultura și limba română, potrivit ambasadei române în Italia. S-ar putea ca sistemul de învățământ să fie, la un moment dat, forțat să devină puțin mai adaptabil și pentru a integra pe acești copii. În ultimii 2 ani s-au înscris la școlile de stat aproape 20.000 de copii care s-au întors din străinătate împreună cu părinții. Orașele mari cu industrie dezvoltată oferă cele mai multe oportunități de angajare, prin urmare sunt și cele mai căutate de candidați. Datele unei platforme de recrutare arată că Bucureștiul, Clujul, Iașul, Brașovul și Timișul sunt județele care au avut cele mai multe locuri de muncă disponibile în primele 9 luni din acest an. Cele mai puține au fost în Mureș, Ialomița, ori Neamț. În România au fost puse pe o singură platformă de recrutare peste 230.000 de locuri de muncă în primele 9 luni ale acestui an.
mai puține față de anul trecut cu 15%. În București au fost cele mai multe joburi disponibile, peste 100.000. Apoi în Cluj, Iași, Brașov și Timiș, unde sunt cele mai mari centre universitare, iar orașele atrag cele mai multe investiții. E foarte mare legătura între educație și educație superioară și bani. Cu cât vedem orașe din ce mai mari, cu atât vedem că acolo sunt mai multe investiții care urmează acești oameni, aceste afaceri mari, urmăresc aceste concentrații urbane. Fiind capitala, s-ar găsi mai ușor de muncă și în mai multe domenii. La polul opus, cele mai puține oferte de angajare au fost în Ialomița, Mureș, Brăila, Argeș și Neamț, cu mai puțin de 20.000 de locuri de muncă disponibile în 9 luni. Sunt județe în care, în general, puterea de cumpărare este mică și în care angajatorii destul de greu se duc pentru a deschide sedii sau pentru a lansa investiții în acele județe. Degeaba avem prea multe locuri dacă nu avem oameni instruiți, degeaba avem oameni instruiți dacă nu avem locuri. De asemenea, și domeniile căutate de candidați diferă în funcție de localitate. De exemplu, în orașele mai mari sunt căutate în special joburile unde se poate lucra de acasă, cum ar fi relații cu clienții, servicii financiare ori IT. În schimb, în orașele mici, angajatorii oferă slujbe în care candidații trebuie să meargă la sediu, cum ar fi industria alimentară, transport ori turism. În vânzări, se găsește foarte ușor. Ok, foarte greu de trăit cu banii ăștia. Dacă stai și într-o chirie sau ai o rată. Exemplu, nu știu, cablaje. Sunt foarte multe firme de cablaje, deci ușor de găsit. În 9 luni, peste 4,5 milioane de candidați au aplicat pentru un loc de muncă în capitală, în timp ce în Neamț au căutat puțin peste 500 de mii. Dacă nu sunt atent alese, micile gustări care ne tentează de-a lungul zilei pot avea foarte multe calorii. 4 din 10 români cad în ispită. Avem explicații imediat. Deficitul bugetar ar urma să scadă, dar treptat și abia în următorii 7 ani, potrivit planului fiscal pe care România urmează să-l trimite la Bruxelles. Documentul menționează țintele pe care România și le asumă anual pentru a evita să fie sancționată de Bruxelles. Printre ele se numără indicatori de performanță pentru cheltuielile statului, dar și reducerea subvențiilor pentru companiile de stat. Guvernul pregătește un plan fiscal cu măsuri pe care și le asumă față de Comisia Europeană. Am ajuns la o înțelegere cu Comisia Europeană cu privire la planul fiscal. Experții Comisiei au fost de acord că România are nevoie de o perioadă de 7 ani în care să facă investiții masive în economie. Concret, potrivit unui document de lucru al Guvernului, România propune reducerea treptată a deficitului bugetar în următorii 7 ani. Autoritățile vor să evite astfel sancțiuni de la Comisia Europeană pentru că și anul acesta, dar și în următorii, va depăși pragul de 3% din produsul intern brut, deficitul maxim acceptat la nivel european. Planul fiscal prevede o reducere anuală cu 0,7% din PIB a deficitului, astfel încât în 2031 să se ajungă la un gol bugetar de 2,4-2,5% din PIB, potrivit unor surse guvernamentale. Potrivit acestor calcule, anul acesta deficitul ar urma să fie aproape de 8% din PIB. Totodată, planul menționează păstrarea cotei unice de impozitare pentru firmele mici, în condițiile în care oficialii europeni au cerut scăderea acestui prag. O altă cerință a fost eliminarea facilităților fiscale care încă mai există în unele domenii, precum IT-ul. Oficialii spun că eliminarea lor va fi făcută treptat după 2025. Pe de altă parte, economiștii se tem că anul viitor va aduce creșteri de taxe, deși liderii coaliției de guvernare au negat acest scenariu. Cred că după alegeri va fi ajustarea fiscală și va fi făcută prin majorări de taxe. Aceste majorări de taxe vor veni peste o economie care, vedem, aproape stagnează, deci peste o economie cumva vulnerabilă. Planul fiscal menționează creșterea investițiilor la pachet cu introducerea unor indicatori de performanță pentru cheltuielile statului, dar și reducerea subvențiilor pentru companiile de stat. Odată finalizat și trimis la Bruxelles, documentul va fi discutat și aprobat în comisiile tehnice și ulterior într-o ședință ECOFIN. Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de Reuters, executivul de la Bruxelles a convenit cu România extinderea până la 31 ianuarie 2025 a termenului de depunere a planului. În acest timp, România așteaptă de aproape un an o plată din PNRR, perioadă mult mai mare decât media europeană, semn al haosului din proiectele derulate. În plus, Comisia Europeană a aprobat provizoriu doar jumătate din fondurile solicitate de guvern prin cererea de plată numărul 3. Investițiile și reformele întârziate riscă să ne coste peste 1 miliard de euro fonduri europene.
Sunt 6 ținte din 68 pe care țara noastră nu le-a îndeplinit. Surse politice spun că 3 dintre ele sunt legate de transporturi și ne-ar putea costa în jur de 80 de milioane de euro. Sunt întârzieri la investițiile pentru metroul din Cluj și București, dar au fost probleme și la procedurile de achiziții pentru proiectele feroviare din centrul și vestul țării. Acolo unde nu au fost luate în calcul criterii precum experiența sau capacitatea de lucru. Iar la Metrorex și CNAIR, de exemplu, au fost numiți în consiliile de administrație membri incompatibili cu această funcție. Unii dintre ei își vor da demisia începând cu 1 noiembrie. România așteaptă din decembrie anul trecut aprobarea plății din PNRR mult peste termenul european de 2-3 luni. Comisia a cerut guvernului numeroase clarificări și date suplimentare din cauza neconcordanțelor din proiecte. PNRR-ul nostru este unul dintre cele mai complexe din Uniunea Europeană, nu pentru că oficialii ne-au cerut-o, ci pentru că am spus da la tot fără să negociem. Acum autoritățile riscă să nu poată finaliza toate obiectivele la timp și să fim nevoiți să renunțăm la unele dintre ele. 330 de milioane de euro ne-ar putea costa faptul că guvernul nu scade pragul până la care o firmă poate să beneficieze de impozite mai scăzute ca micro-întreprindere. De asemenea, Comisia cere ca șefii companiilor de stat din energie să fie aleși transparent și fără influențe politice. O altă țintă neîndeplinită se referă la Agenția de Stat, care ar trebui să monitorizeze cele peste 1400 de companii de stat. Pierderile pentru neîndeplinirea acestor două ultime obiective ar putea depăși jumătate de miliard de euro. Romania now has a right to present to the Commission its observations within one month from the receipt of this communication. We will then confirm the amount of the payment to be suspended. And then from that moment on, Romania will have 6 months to satisfactorily fulfill the outstanding milestones. Neoficial, politicienii speră că pot amâna aceste reforme până după alegeri, iar acum nu fac decât să dea vina unul pe altul. Nici cererea 2 de plată nu a fost aprobată total. Ministrul Fondurilor Europene a anunțat că doar unul dintre cele două jaloane restante a fost îndeplinit până acum. De poftă sau pentru a-și potoli foamea, tot mai mulți români au gustări între mese. În multe cazuri, aceste mici tentații nu sunt deloc sănătoase. Potrivit unui studiu recent, aproximativ 4 din 10 persoane au acest obicei. Astăzi este Ziua Mondială a Alimentației, iar specialiștii ne îndeamnă să fim prudenți și să optăm pentru gustări sănătoase cu un număr redus de calorii. Ionela lucrează în industria frumuseții și are zile aglomerate, așa că sare peste masa de prânz. Apelează la diverse gustări care îi păcălesc pofta de mâncare. Sar peste mese și îmi păcălesc foamea cu anumite chestii, gen sticks-uri, covrici produse de patiserie. Potrivit studiului, majoritatea românilor preferă gustările dulci sau sărate, în timp ce doar 37% optează pentru variante mai sănătoase. Pentru gustări între mese, specialiștii ne recomandă fructele proaspete, ori deshidratate, sau nucile și semințele. Într-adevăr, lumea merge mai degrabă spre gustările dulci, ciocolată sau chiar și patiserii, din păcate, pentru că multă lume sare peste mesele principale și atunci ajungem să luăm ceva rapid de la magazin, tocmai ca să ne furnizeze nivelul de energie. De fapt, o gustare înseamnă o masă micuță cu până la 200 de calorii, formată din puține alimente. De exemplu, o variantă sănătoasă ar putea fi un iaurt cu fructe proaspete, care nu ar trebui să depășească 150 de grame. Rolul gustărilor este de a regla glicemia, spun specialiștii, dar și de a furniza energie corpului nostru. Mulți le cumpără mai degrabă de poftă decât de foame, mai arată studiul. Deci o dată de plictiseală și de poftă. Ceva sărat, în orice caz, covrigei. Când, de exemplu, mai ies de la facultate, mai cumpăr când o prăjitură. De Ziua Mondială a Alimentației, specialiștii spun că inclusiv gustările pot contribui la risipa alimentară. Pe fond de foame, suntem flămânzi când mergem să cumpărăm aceste gustări, există posibilitatea să cumpărăm mult mai mult decât am avea nevoie. Potrivit Băncii pentru Alimente, anual, fiecare român aruncă la gunoi 70 de kilograme de mâncare. Drogurile ucid, distrug vieți și familii. Piața este invadată de substanțe noi, ieftine, care afectează tot mai mult gândirea consumatorilor și nu de puține ori se ajunge la crime. Victime cad părinți și rude apropiate. Pentru dependenți, statul român nu are centre în care să fie recuperați și reabilitați. Guvernanții cunosc situația, dar nu fac nimic. Urmează un nou episod din campania știrilor ProTV, Pericolul Dependenței.
Sibiul și mai multe localități din jur au ajuns în ultimii ani scenele unor atrocități înfiorătoare. Tineri drogați și-au ucis părinți și rude apropiate. Grav este faptul că pe unii dintre ei autoritățile știau, îi aveau în evidență, dar n-au făcut nimic. Și oamenii vinovați au murit. Traficul și consumul de droguri pe care autoritățile nu sunt capabile să le controleze au mai făcut o victimă. Sub influența drogurilor, un tânăr de 25 de ani din Sibiu, dintr-o familie cunoscută din oraș, și-a omorât tatăl. O femeie de 69 de ani din Racovița a fost... Ultimul caz șocant a fost acum câteva săptămâni. Doi tineri, sub influența stupefiantelor, au ucis o femeie și lista cu crime în această zonă e lungă. Mama unui tânăr consumator violent din Sibiu vine cu o posibilă explicație. Ar trebui să se facă un sondaj și să vadă persoanele respective au trecut prin spital, au primit o medicație. Fiul, după ieșirea din spital, a combinat medicamentele cu droguri și alcool. Din propria experiență pot să spun că amestecul ăsta, cocktailul ăsta de droguri cu medicație psihiatrică poate duce la violență. Un consumator internat în spital povestește. Domnule, nu doresc la nimeni să se apuce să fumeze marihuana sau să tragă cocaină, că nu știe ce înseamnă. Eu sunt aici deosebit de pericos, mă ține, ce de-abia mă ține. Mă abțin când dă tratament ca să puternic ca să fiu calm, că dacă nu îmi dă tratament și intru în zaua mea, păi nu stă niciunul în fața mea pe aici. M-a luat în brațe și a zis, mamă, iartă-mă. Altă mamă, altă dramă, aceeași poveste. Și a venit la mine și m-a mușcat și m-a strânsegat. O, Doamne, nimeni să nu aibă. În primul rând îl vezi că se distruge. Îl vezi că nu mai e în firea lui. Îl vezi că e altcineva. Am bătut la poarta Spitalului de Psihiatrie din Sibiu, care funcționează în clădiri vechi de mai bine de 150 de ani. Unii dintre criminali au trecut pe aici. Nu poți să reții un om fără tulburări de comportament după ce iese din stare de intoxicație sau din stare de sevraj. Dacă nu manifestă tulburări de comportament, să-l reții contrar voinței lui într-un spital de psihiatrie. Și pleacă acasă. Din păcate, dacă el semnează și solicită această externare. În spital, un dependent stă un număr limitat de zile. Condițiile în spitalele de psihiatrie nu sunt unele care să-l ajute pe pacient să gândească pozitiv, să-și dorească să renunțe la droguri. În mai toate, întâlnirea cu psihologul e doar o formalitate, pentru că nu sunt specialiști și nici interes. În București, la Obregea, sunt 25 de locuri pentru dependenții adulți, în spații mici, mulți în saloane, unele fără gresie pe pereți. Obregea e bine că ai voie să faci ce vrei aproape. La Obregea. Da. Numai că e mâncarea proastă ca la pușcărie. Dar în rest poți să faci ce vrei. Da. Și au programe, au psihologi care se facă cu voi treabă. Nu? Nimic? Păi și ce faceți? Eu am fost să te ieși atât. Și după ce ai ieșit din spital, la cât timp te-ai drogat? La prima oră. Nu, ieși prima oră. Prima, pe 30 de minute. Și spitalul din Cluj funcționează într-o clădire care stă să cadă. Nu există spații pentru recrearea pacienților care sunt nevoi să stea toată ziua în salon. No, deci aici este practic holul în care ei își petrec în afara salonelor, este singura posibilitate. Se fumează la geam sau în băi, depinde cât doresc să... Deci acesta este spațiul comun? Da. Este un spațiu foarte... insuficient. Ar trebui să fie un loc care să-ți dea speranță, să te facă să vrei să scapi și că viața e frumoasă. Aveți perfectă dreptate. De ce arată așa spitalele? Sunt asta infrastructura. Strada Avram Iancu, numărul 8. Numărul 8. Aici are sediul Agenția Națională Antidrog din Sibiu. Am încercat să discut cu un reprezentant despre gravitatea situației din zonă. Noi aici în Sibiu, da, suntem... Centrul de prevenire, evaluare, consiliere antidrog nu are personalitate juridică. Nu avem posibilitatea noi în mod direct să vorbim cu presa. Și discuția s-a oprit aici. Deci în condițiile în care ajungi într-o poveste de genul ăsta, în acest carusel al morții, ai nevoie de ajutor specializat, instituționalizat. Și revenim la aceeași poveste. Pentru dependenți, la stat nu există locuri în care să poți fi sprijinit. În Sibiu există un centru de recuperare privat, la Șura Mică, cu un număr limitat de locuri și o listă de așteptare fondat de doctorul Holger Lux. Astfel de centre private mai sunt în Bacău, Cluj, Mureș și București și atât. Ceea ce facem noi e mai puțin medicina clasică, e mai mult un fel de școală a vieții în care primim un om așa cum ne vine, îl ajutăm să se ridice, îl însoțim o bucată de drum și, pe urmă,
Ne dăm drumul așa cum dă drumul la pasăre la care au crescut aripile. În medie, un pacient stă aici cel puțin 3 luni pentru a vedea rezultate. În acest moment, capacitatea totală a centrelor private din România pentru dependenții de drog nu sare de 70 de locuri, într-o țară în care aproape 2 milioane de oameni s-au drogat cel puțin o dată în viață. Pe litoral s-au dus zilele de plajă, dar sunt valuri excelente pentru sporturi extreme. A început sezonul de kitesurfing, iar curajoșii parcă zboară pe apă. Revenim cu dovezi imediat. O dronă care poate scoate din joc altă dronă, inventată de doi români, a impresionat juriul unei competiții internaționale de inteligență artificială din Statele Unite. Românii au demonstrat cum invenția lor poate dobori o dronă de război cu pierderi materiale reduse. S-au întors în România cu un premiu de $10.000 și speră ca drona lor să fie produsă în serie. Deocamdată, Ministerul Apărării i-a felicitat. Dan Dobrea este profesor la Facultatea de Electronică din Iași. El și fiul său, pasionați de programare, au câștigat săptămâna trecută locul întâi la o competiție mondială de renume organizată la San Francisco pe tema inteligenței artificiale, într-o sală plină cu cei mai buni dezvoltatori IT din Silicon Valley. Cei doi au primit $10.000 pentru un proiect experimental de dronă numită Shield UAV, programată să anihileze dronele de război. Armăm drona și începem decolarea ei. În momentul ăsta controlul este al meu, dar în momentul imediat următor, calculatorul pe care este implementat sistemul inteligent va prelua controlul integral al sistemului și drona devine în regim autonom, căutând să identifice drona agresoare pentru a o lovi și distruge. În ultima fază, drona izbește cealaltă dronă pentru a o pune la pământ, spune inventatorul ei. Cu un astfel de echipament distrugi un echipament mult mai scump, un tank care costă milioane, miliarde. Prototipul costă între $500 și $1.000. Este dotat cu o cameră video și senzori care preiau informații de la cea mai apropiată stație radar din zonă. Poate patrula pe o distanță de 100 de kilometri. Suntem siguri că cealaltă dronă va fi doborâtă, deoarece chiar dacă multe părți sunt făcute din fibre de carbon, spre exemplu corpul, care sunt foarte rezistente, altele, spre exemplu elicele, sunt făcute din plastic, iar o dronă fără elice nu poate să zboare. Într-un răspuns pentru știrile ProTV, Ministerul Apărării Naționale nu a precizat dacă este interesat de proiect. Oficialii au comunicat doar că încurajează inovațiile prin care România poate crește gradul de adaptare la cerințele securității naționale. Pe litoral, odată cu schimbarea vremii, a început sezonul de kitesurfing. Pasionații de sporturi extreme zboară pe valuri, mai ales că vântul a prins putere. Specialiștii în turism spun că această nișă ar putea fi mai bine dezvoltată pe litoral. Pe litoral, vremea s-a mai răcit și bate vântul. O vreme numai bună pentru pasionații sporturilor extreme care au așteptat toată vara spectacolul pe valuri. O senzație unică, zmeul te ține, tu ai impresia că o să cazi, dar te ține zmeul și plutești și plutești și plutești și la primele salturi, chiar dacă au un singur metru, se simte o eternitate în aer și senzația odată ce o nu mai vrei altceva. O mare pasiune, o mare plăcere. Când Marea Neagră este agitată, doar sportivii experimentați pot intra în apă. Aici fac sărituri spectaculoase și de 9-10 metri înălțime. Astăzi este o zi frumoasă în care bate vântul și am așteptat de mult ziua asta. A fost o vară fără vânt, probabil și din cauza secetei, schimbări climatice. Iar cei care vor să învețe să zboare pe valuri pot merge la centrele specializate deschise pe litoral. 10 ore de curs costă în jur de €700. Kitesurfing-ul poate fi practicat încă de la vârste fragede. Condiția minimă este ca cei care zboară pe valuri să aibă cel puțin 30 de kilograme. Aveți nevoie de un echipament special care costă între 2 și 3.000 de euro și vânt. Vântul este esențial. Trebuie să bată cu cel puțin 30 de kilometri pe oră. Așteptăm de prognoza aceasta de vânt de ceva timp. Și sunt șanse mari să extindem perioada de până în noiembrie, dacă este cald și frumos. Dar ați sărit ceva? 9 metri. Mult? Puțin? Mediu. Puteți și mai bine? Da, se fac sărituri mai mari. Cele mai înalte sărituri la Marea Neagră au fost de 22-19, pe aici. Specialiștii spun că numărul turiștilor care vin la mare în extra sezon să practice sporturi extreme ar putea fi mai mare. Cu siguranță că această nișă de kitesurfing poate fi una dintre cele care să acopere extra sezonul. Hotelurile cu spa sunt cele care îi ajută pe kitesurfer să se refacă după ce se distrează pe mare.
Cei mai iscusiți kitesurferi își dau întâlnire în această lună la Constanța la cel mai mare concurs de acest gen din sud-estul Europei. Statele Unite avertizează Israelul că i-ar putea tăia ajutorul militar dacă nu permite intrarea convoailor umanitare în fâșia Gaza. Asta în timp ce guvernul lui Netanyahu pare să fi stabilit deja, tot cu aprobarea americanilor, ce obiective va ataca în Iran. Armata israeliană a continuat vânătoarea Hezbollah cu o serie de bombardamente asupra Libanului. Talaina, nu vă ții. 6 persoane, inclusiv primarul local, au fost ucise după lovituri aeriene israeliene asupra orașului Nabatieh din sudul Libanului. Biroul prim-ministrului libanez acuză Israelul că a vizat intenționat o ședință de criză a Consiliului Municipal. Guvernatorul local descrie atacurile drept o centură de foc în care este strâns Nabatieh, dar armata israeliană a anunțat că au fost lovite 10 de ținte Hezbollah în zonă, inclusiv o rețea de tuneluri folosite de miliția șiită. Între timp, aviația a reluat raidurile și asupra periferiilor sudice ale Beirutului, după o pauză de 5 zile. Potrivit armatei, bombardamentele au vizat ascunzători de arme strategice ale Hezbollah în subteran. Pe de altă parte, Washingtonul a cerut Israelului ca în termen de 30 de zile să îmbunătățească accesul la ajutor umanitar în Gaza. Altfel, riscă să îi se reducă o parte importantă a asistenței militare americane. De mai multe zile, armata israeliană a început o nouă ofensivă în nordul enclavei palestiniene, care ar fi făcut zeci de victime în rândul populației civile. Iar criza umanitară s-a adâncit și mai mult cu cât Israelul ar fi refuzat sau împiedicat luna trecută aproape 90% din transporturile umanitare între partea de nord și cea de sud a fâșiei Gaza. Este de așteptat ca Israelul să se conformeze cererii venite din Statele Unite, mai ales că a făcut asta, se pare, și în ceea ce privește răspunsul pregătit împotriva Iranului după atacul de la 1 octombrie. Potrivit unor surse, planul israelienilor este gata și a fost deja agreat cu americanii. Astfel, armata israeliană va viza, se pare, doar ținte militare din Iran, nici de cum obiective nucleare sau industriale cu care Statele Unite nu erau de acord. În aceste condiții, multă lume se întreabă până unde sunt dispuse Statele Unite să se implice în conflictul din Orientul Mijlociu. Iar răspunsul pare să fie până unde este nevoie, dacă ne gândim că armata americană are peste 40.000 de militari dislocați în zonă și a decis să trimită în Israel sisteme TAD de apărare antiaeriană operată chiar de soldați americani. Specialiștii cred că, spre deosebire de situația din Ucraina, unde implicarea directă în lupta americanilor ar putea duce la un război deschis cu Rusia, aici, în Orientul Mijlociu, Statele Unite nu se tem de o confruntare cu Iranul, care nu are arme nucleare. Statele Unite sunt hotărâte să contracareze presupusele încercări ale Rusiei de implicare în alegerile prezidențiale din Republica Moldova și în referendumul privind aderarea țării la Uniunea Europeană, care vor avea loc duminică. Dar Moscova a încercat deja să influențeze procesul electoral cu fonduri estimate de Chișinău la peste 100 de milioane de euro. Comisia Europeană a confirmat îngrijorările autorităților din Moldova. Russia is working actively to undermine Moldova's election and its European integration. Today, I'm here to reaffirm that the United States and its allies stand shoulder to shoulder with all Moldovans in their efforts to uphold the integrity and the security of their elections. The U.S. government and the government of Moldova have worked hand in hand to expose Russian influence efforts and sanction those involved. We have become aware that Russia is spending millions of dollars to support its preferred candidates. Kirby a vorbit despre zeci de milioane de dolari pe lună investite în anumite ONG-uri de agentul de influență rusă Ilan Shor, care propagă un discurs pro-Kremlin. Ilan Shor este vizat de sancțiuni ale Statelor Unite și Uniunii Europene. Republica Moldova cere de mult timp extrădarea lui din Israel, unde a fugit după ce a fost vizat în 2019 de o anchetă de corupție uriașă, supranumită pe atunci furtul secolului. În ultimele zile, dincolo de Prut, au fost percheziții la Orhei și Bălți, inclusiv la primărie, iar poliția a difuzat o parte a convorbirilor interceptate. Asta dă, de fapt, 3.000 de lei pe lună până la votare. Trebuie să vii la o adunare, măcar să te bată lumea, știi? Tu știi la Orhei cât se dă la Ieștiană, la activist? Cât? 60.000 de ruble. Da? Можно. Am 10.000 de litri să dă, dar cât? 8? Nu, 9 ușulea. Dar credeți, nu înțeles că tot asta, că sunt rebelți. A fost vorba de 10.000.
Alegerile de duminică din Republica Moldova sunt cruciale pentru viitorul european al țării, dar și pentru securitatea regiunii. Dacă în plus față de dictatorul Lukashenko în Belarus, Putin ar avea un aliat pro-rus la Chișinău, situația ar fi mai gravă pentru noi, România, pentru Uniunea Europeană, dar și pentru Ucraina. Este o realitate cu care Republica Moldova se confruntă, este acest război hibrid, acest război informațional care rostogolește scenarii malicious, scenarii otrăvitoare către societate. It is also crucial to enhance Republic of Moldova resilience in order to counter the Russian propaganda and the hybrid threats which have intensified ahead of election and the referendum. Republica Moldova va beneficia din partea Uniunii Europene de un nou sprijin financiar, 1,8 miliarde de euro. Banii sunt meniți să meargă spre modernizarea sistemului public, reforma administrației publice, reformarea și întărirea justiției, competitivitatea economică. Americanii sunt nerăbdători să-și aleagă președintele dintre Donald Trump și Kamala Harris. Mai sunt aproape 3 săptămâni până la ziua scrutinului, dar mulți au început să voteze în avans pentru că pot să facă asta. În Georgia, unul dintre statele cheie, în prima zi de deschidere a urnelor, s-a înregistrat o prezență record. Între timp, ambii candidați încearcă să convingă electoratul. Peste tot în America, alegătorii pot să voteze prin prezență la urne sau prin corespondență în avans, înainte de ziua consacrată pentru alegeri, 5 noiembrie. Peste 5 milioane dintre ei au votat deja, conform unei numărători neoficiale. În Georgia, prima zi a scrutinului, au fost contorizate peste 300.000 de voturi, dublu peste recordul precedent. This election affects the whole country and also the world. So, get up and go, get out there and vote. Georgia este unul dintre statele cheie care decid noul președinte, iar cei doi candidați rivali le-au cerut alegătorilor să meargă la vot de acum. Well, we have to beat her. Look, we have to beat her. She's not for this job. Donald Trump is increasingly unstable and unhinged. Fostul președinte american încearcă să câștige electoratul din Georgia după ce, în urmă cu 4 ani, a pierdut acolo în fața lui Joe Biden la o diferență mică. Acum a organizat un meeting în acest stat cheie, chiar în ziua deschiderii urnelor, și le-a cerut susținătorilor să-i aducă o victorie prea mare pentru a fi fraudată, o referire la acuzațiile sale nefondate despre așa zise fraude electorale în 2020. Go to the polls and vote. Then, for the next 21 days, get everyone you know to get out and vote. We don't want to take a chance. We can't lose this country. Imigrația ilegală este una dintre principalele preocupări ale alegătorilor americani. Hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. Între timp, Kamala Harris are o problemă serioasă. Trebuie să convingă electoratul de culoare, mai ales tinerii, care, arată sondajele, se îndreaptă din ce în ce mai mult către Trump. My plan will strengthen our economy. His will exasperate inflation. His will invite a recession by the middle of next year. Agenda oportunităților pe care o propune candidata democrată se concentrează pe oferirea de împrumuturi avantajoase a antreprenorilor de culoare, dar și pe legalizarea marihuanei în scop recreațional. In my pledges as president, I will work on decriminalizing it because I know exactly how those laws have been used to disproportionately impact certain populations and specifically black men. Președintele Joe Biden a făcut campanie pentru candidata democraților în Pennsylvania, un alt stat cheie. I can tell you, Kamala Harris has been a great vice president. She'll be a great president as well. She beat Trump so badly in the debate, he's scared to death to beat her again. That's a fact. He is a loser. Potrivit celui mai recent sondaj, Kamala Harris își menține un avans mic de 3 puncte procentuale, aflat în marja de eroare față de Donald Trump. După o pauză de 6 ani, la New York a fost reluat celebrul show de modă Victoria's Secret. Și Adriana Lima, manechinul veteran, simbol al brandului, și-a pus din nou aripile de înger. Supermodelul brazilian în vârstă de 43 de ani a devenit, odată cu trecerea timpului, principalul ambasador al Victoria's Secret și, într-un fel, înger păzitor, mentor pentru tinerele manechine care visau să-i calce pe urme. Și noi ne putem mândri cu prezența pe podium a top modelului Andrea Diaconu. Prezentarea Victoria's Secret fusese anulată în 2019 în plină mișcare Me Too, când se confrunta cu critici din toate părțile.